ajuns Mihaiță, m-am vopsit. Ne-a făcut inimă rea. Ce am luat din Lidl, am desfăcut capacul. La lumină de neon, parcă ești ruină. Mami? Ce? Strângi scămuțele cu lăbuțele în casă. Nu, și... Mihai mi-a arătat acum că au început să plombeze ăștia. Nici măcar n-am postat clipul și au început să plombeze. Cred că au simțit că ne luăm de găurile din Timișoara. Bine, pe aici, în zona la noi. Nu știm dacă o plomba peste tot. Dar adevărul este că aici ieșim noi în Timișoara pe aici. Bă, frate, deci nu mai aveai ce să mai ocolești. Atât de mari gropi erau. Of, ceva groaznic. Dar nu despre asta era vorba. Au fost conjunctura, că s-a întâmplat fix acum să observăm că au rastupat niște gropi. Care, apropo, ieri am luat un colț de gropi așa ca lumea cu mașina când m-am dus la lucru, dar asta e, da, pe da, prea mult strică, mă, obiceai. Ești curmea și tu acum. Nu poți deodată. Exact. Dar nu despre asta este vorba, după cum am spus. Astăzi începem un nou vlog, este sâmbătă. Ați văzut de dimineață, m-am trezit, m-am tuns Mihaiță, m-am vopsit. Bine, m-am tuns, este prea puțin, prea mult spus, pentru că de fapt mi-am făcut doar un breton din ăsta așa mai lung. Am tuns-o exact cum vreau eu să-mi fac creasta. N-am reușit, dar mie făcea mișto de mine. Eu aveam impresia că sunt tuns cumva asimetric, pentru că m-am gândit eu, nu vreau să mă mai duc acum să mă tund scurt, să-mi mențin tunsoarea aia, pentru că asta ar însemna să mă duc o dată pe lună și nu e momentul de mers o dată pe lună să te tunzi, nu știu, mi se pare prea riscant, așa că am zis că îl mai las, pentru că cam o lună mi-o sta ca lumea, după am început să crească și deja nu se mai așeza la felul. Mi-a crescut super mult într-un timp destul de scurt și eu mă mir, mi-a crescut așa repede părul, că de obicei nu crește așa repede. Și acum am zis că hai măcar să fac o schimbare, oricum aveam vârfurile astea super tocite și am zis hai să-mi iei măcar un pic așa culoarea, nu cred că se vede. Mi-am luat de la Size, nu mi-am găsit, știți că eu mă vopsesc mereu cu Garnier Olia, nuanța 5.0, cu șaten, clasic, șaten. Dar nu era la Auchan aseară când m-am dus să-mi iau și așa că am găsit de la Size, au scos și de fapt aveau de mult, cred că, gama asta Oleo Intens, doar că niciodată nu găseam nicio nuanță de șaten. Adică probabil se vindeau foarte repede sau nu știu, m-am bunoroc acum și am găsit șaten ciocolatiu, un super foarte interesant, așa că mi-am luat-o pe asta. Ce-mi place, nici la aia de la Garnier nu-mi rămânea pe scalp, neapărat scalpul murdar, dar de la asta, bă frate, nu se vede absolut nimic pe scalp, deci din punctul ăsta de vedere e super, dar zici Mihai că se întinde mult mai greu decât aia de la Garnier. Da, adică aia de la Garnier, știți că am mai spus dacă nu urmăți mai mult timp, Mihai eu o vede super asemănătoare cu astea de salon, ca și consistență, foarte zbornică și faină. Și v-am zis, nu țin și foarte bine în păr, adică n-am nicio treabă. Doar că acum am crescut și destul de mult, bă frate. Deci am albit peste noapte, să-mi bag picioare, dacă nu ziceam la păr alb, deci nu, mă intram în depresie dacă mai vedeam părul ăla alb în cap, am zis, mă vopsesc, nu mai pot. Chiar dacă nu se vedeau neapărat rădăcine, pentru că oricum fiind șatenă, eu mă vopsind cu șaten, tot acolo era, dar în fine. Dar haideți că, de fapt, nu am zis ce facem astăzi. Acum mergem până... Hai că până... te vine. Mă, frate, ăsta are 100. Și erau și fetele alea acolo, erau... Da. Mergem acum până la Capa, pentru că vrea Mihai să se uite la... Să mă uitate online la niște Adidas. Am zis că își caut cadou de ziua lui și am zis, ia ceva ce de adevăr să fac. Am văzut niște
încălțări sport de la Fila. Bă, deci spectaculoși. Nu erau, nu era exagerat, sunt 380 de lei, nu? 385 la 560 erau reduși. De la pe site la Caesar, nu? Ai văzut? Da. În este în Shopping City, te-ai uitat la ei sau? Și nu erau sau? În Shopping City m-am uitat, în Caesar și unde aveau tot alte modele. Aha, deci am zis că o să ne uităm și aici în Iulius. Dacă nu, oricum mărimea la Fila o cam știe. Ca un calapod un pic diferit. Dar am zis să mergem și până în cap aici, că e deschis până, nu știu cât de ceas, acum cred că e vreo 12 și ceva. Dar știu că e deschis sâmbăta și să ne uităm la Bodo, nu? Sau cum se cheamau alea? Bodo Sport. Bodo Sport, acolo, știți, sus va mai lua cu noi de mai multe ori. Și acolo vrem să vedem ce o mai a apărut nou. Ce o mai? Și după aia trebuie să mergem să luăm ceva de la magazin și după aia niște cumpărături la Lidl, nu? Și cam asta o să fie ziua noastră de sâmbătă. Adevărat, cum a spus. Nimic foarte palpitant, dar ca vlogurile noastre așa, chestii de zi cu zi, nimic spectaculos. Așa că revenim din capa direct. Am greșit, mi-am dat seama acum, nu mergem în capa, mergem în Galeria 1 pentru că iar o să mă conectezi lumea. Că păi normal, că n-am nici trebuie în Timișoara și habar n-am. Păi la mine este tot capa. Dar pentru lumea care vrea să știe că mergem în Galeria 1, mergem în Galeria 1. Pentru toți ceilalți, mergem în capa, dar vreau să știți. Deci, haideți că curăbă, aici suntem la Iulius, unde se construiește în continuu. Abia aștept să termin tot. Bine, mai e, cred că mai sunt câțiva ani de muncă, dar oricum o să iasă ceva spectaculos și îmi place super mult. Da, haideți că revenim. Deci eu mi-am luat Adidas, frate, m-am săturat de Getty și Mihai a trecut tot la Adidas. Bine, sunt 15 grade azi la Timișoara, zice Mihai. Așa că, fa, ce bine, mi-am luat fileurile astea, că sunt oricum groase și super fain. Ce, nu ți-e la mănuș? Uita, Mihai zicea mănuș. Eu n-am treabă cu mănușile. Mă enervează că transpir tare în ele. You mean everything.
Am ieșit de la... ne-a făcut inimă rea, mama a văzut compleul ăla iarăși de la Adidas. Mamă, oricum aici aduc foarte puține chestii. La ăla, Bodo, ălalt, cum se cheamă ăla? Bodo, ce? Ăsta de-am fost Bodo ultimul. Street. Da, Bodo Street. Mamă, deci aduc frate niște modele de la Dazimor, geaca aia roșii de la Adidas, avea și pe negru, doar că mai erau numai X și 2XS. Nu, XS și 2XS. Deci ceva minuscul pentru gabaritul meu. Dar mi-a plăcut, mamă, deci la nebunii, la nebunii, superbe, superbe. La Adidas slăbuți, la bărbați, la damă, iarăși, la Bodo Street aveau niște modele, frate, picau plombele, pur și simplu. Ați văzut că am mai filmat așa, ce mi s-a părut mie mai interesant. Bine, și mai erau multe, dar nici nu puteam să filmez chiar, pentru că am observat că au foarte mult personal și stau cu ochii așa pe tine. Bine, nu mi-a zis niciodată nimeni nimic și m-au și văzut fetele să filmez, dar na, nici nu vreau să exagerez acum, știți. În fine, ideea este că... foarte cald. Da, mai fost la... mai fost la Vitabolic, deci la Mihai niște vitamine și Tribulus, nu? Da. Sau ce ți-ai mai luat? Așa. Și pac, pac, au zburat 125 de lei pe două cutii de pastile. Și acum... da, și acum mergem până la Iulius, că am zis să mergem acolo, să ne uităm de Adidas. Așa că, da, vedem așa, dăm un ochi, măcar să vedem dacă ne complicăm să comande online Adidas și aia de la Fila sau reușești undeva totuși să-i găsească, să-i probezi sau găsești altceva mai fain. Ok, haideți că ne vedem direct din Iulius, nu știu dacă mă auziți acum, că e mega, mega gălăgie. Bună, Cuțu! Hai, fii atent la mașină, Cuțu! Hai, hai, să transversăm. Not a single grain of sand. I'm drifting on it. So cold, get warm. And you hold me when you close. I know, I'm a lost case. I'm a mess. But everything, everything feels a little bit, a little bit lighter with you. Something's letting me heal. You're making it brighter right through the gray. Puh,
hai discatena și cu molu. Aoleu, frate, mai pot de cald. Am zis că intrăm așa rapid, dar și mi-am mai dat geaca jos, moartă de cald, nu mai pot. Ideea este că am fost, ați văzut, la Caesar, sincer nu știu cum spuneți magazinul ăsta, Caesar, nu știu din ce naționalitate, habar n-am, noi să zicem Caesar. Habar n-am, nu știu, de fapt, care e originea lui. Și-au găsit Adidas și aia de la Fila, sunt cei pe care i-am, ăia cei de care v-am zis că mi se pare așa spectaculoși și voia neapărat să-i probeze și bine au făcut pentru că au probat 43 și 44, că ăștia de la Fila n-au cu jumătate de număr, din ce am înțeles. Și 43 era foarte fix, deci ar trebui un 44. Doar că îl comand online pentru că pe aplicații îți mai dă, ați văzut că era 449 în magazin perechea, dar pe aplicații îți mai dă încă 15% reducere și 15% de acolo cel mai ok, se comande online și atunci îl ajunge la 300. Am rugat să nu se supere și da. Și pentru că ei n-aveau cum să dea, auzi, neapărat pe aplicații trebuie comandat și așa că o să-i comandăm pe aia. Și m-am luat de la Grid o șapcă, de la Puma, am găsit-o cu 49 de lei, 50 de bani, 50 de lei, practic. Și acum e la magazin, da, să nu uiți. Și ce am mai făcut? Am mai dat la Sport Vision. Mamă, și-am găsit o chestie foarte șmecheră de pus pe papuși, dar o să vă arăt noi acasă. Așa, și ce vreau să mai zic, ce am mai făcut? Și am mai intrat la magazinul ăla. Ăla magazinul ăla, nu știu cum se numește, nu știu dacă e uman, dacă e românesc, dar nu cred, sau human, nu știu exact cum este. Ideea este că aduc produse de la Porc. Nu știu dacă știți de firma Porc. Nu, e normal, mai aduc de la firma DC. Da, dar vând și produse de la Porc și au chiar tricourile pe care vi le-am arătat, sunt în colaborare, deci sunt în colaborare strict cu magazinul ăsta și ați văzut că scria Timișoara pe unul și scria acolo Porc sau ăla cu semnul de la Porc și era plin cu porci zburători, e foarte interesant. Brandul ăsta e un brand românesc, Porc de el zic. Nu știu, mie mi se pare extraordinar de șmecher. Foarte mișto. Mihai are niște produse de la ea, adică toate produsele pe care le-are, așa, le-am cumpărat eu cadou de ziua lui. Într-una ne-a luat o șapcă, într-una ne-a luat un bluzon, în fine. Na, îs mai scumpi cele, adică nu-s chiar... Dar având vedere că sunt produse românești, mi se par foarte, foarte tari. Și ei vând și din astea de la Porc aici. Au tricouri la 115 lei. Faine, bine, n-am luat nimic, dar voiam așa să vedem, pentru că știa Mihai că vând și aici, pentru că Porc, din câte știu, nu au niciun magazin fizic, numai online vând, nu? Da. Da, și au tot felul de colaborări. În principiu vând doar online și nu, mai au colaborări cum e magazinul ăsta. Da, foarte fain, dacă sunteți curioși să intrați pe site la ei, foarte, foarte mișto, îmi place și conceptul. Uitați-vă numai puțin la ei pe site, la cariere, chiar asta, la asta mă uitam cu Mihai Joi, să nu mai știu când ne-am uitat noi. Da, am citit site-ul, că nu l-am mai văzut de mult, l-am mai revizuit, să citiți un pic așa, ce vor să te angajezi la ei, cum e formulat, felul, nu știu, mi se par super, super tari. Super profi, așa, de secolul 21, sincer. Exact, foarte, foarte fain. Bine, și produsele sunt super calitative. Opa, stai, nu știu cum vine. Produsele sunt super calitative, adică no comment. Și din șapca pe care așa Mihai și bluzonul, materiale ca lumea, deci nu se cumpără, adică cost un pic, dar au ieșit calitate, nu sunt niște porcării la bani mulți sau chestii de genul ăsta. În fine, și cam asta, mă doar mâna, cam asta a fost cu molul. Să așa abia suflu că m-a obosit și mi-e foarte cald. Cam asta a fost și cu molul, deci ideea e că ne-am atins scopul, voiam neapărat Mihai să probezi Adidas și ea să vedem dacă și comandi sau nu, pentru că el e foarte dificil, că el are piciorul lat și degetele, nu știu, se așează ciudat în papuci, mereu are problema asta, niciodată nu poate să-și cumperi fără să probezi. Dacă e ca la pod subțire, e clar îți trebuie jumătate de număr sau număr mai mare, da, și atunci întotdeauna trebuie să probezi, să văd cum e ca la podul, să-mi dau seama dacă e ok Adidas-ul, sau chiar dacă e mărimea mea, să fii cu jumătate de număr mai mare, să nu mă strângă, că mai puțin cu o pereche, ne-am pierdut la ei ceva bani, da. Mamă, da, fratele, și ghete de la Adidas, vai cât erau de frumoase, la bine, tot și-a le pusese la o reducere, dar oricum ai dat piele, numai 5 sau 700 de piele? 500 și ceva de lei. Da, cred că erau reduse de la 7-800, nu mai știu exact. Oricum, băi, ceva super. Bine, pe alea le-au vândut. N-ai pierdut chiar mulți bani, că oricum mi-ai vândut cu ceva, că erau ca noi, că mi-au purtat vreo două și-au dat seama că strâng foarte tare. Deși în magazin și așa era ok, dar depinde și ce stil de Adidas este, dacă e cheată, dacă e din pânză, dacă e... Deci ca la podul contează super, super mult. În fine, și asta era acum teamă, ci că, uite, nu vreau să-i mai iau, să-i port odată și să-mi dau seama că nu-s pentru mine și trebuie să-i vând, adică, na, asta nici nu costă așa chiar puțin, sau, nu știu, acum, bine, poate pe unul mi se pare mult 400 de lei, dar, nu știu, bine, mi se pare destul pentru o pereche de încălțări. Pe care nu o port zi de zi. Da, hai, adică îl ia numai așa de fantezie. E când și când, că mai ai și alte perechi, nu le iei și stai numai în aia. Da. Aici ideea nu este că și-au o pereche de pantaj de care are nevoie
Mihai are o mini cum colecție, așa, da, îi place să aibă. Colecția mini, mini. Mini colecții, dar în fine, îi place și așa. Dar mi-ar plăcea să am un perete din la întreg cu adași de toate felurile și la fiecare când te îmbraci cu un anumit stil să ai o pereche de și șepci la fel, da. Are destul de multe. Și de asta, uite, chiar una de la Puma n-avea și dacă tot am găsit pe asta și la reducere, am zis că mai bine punem acolo la cadou. La cadou acolo în plus. Așa că, haideți că mergem pe la magazin că trebuie să luăm ceva și după aia o să mergem pe la Lidl, nu știu dacă mai filmez și din Lidl. Dar dacă nu ne vedem direct de acasă cu ce am cumpărat de la Lidl și toate cele, așa că stați pe aproape că revenim de îndată. Așa, am ajuns acasă, haideți să vă arăt rapid ce am luat din Lidl. Cuțitii nu am găsit, dar am intrat-o pe doamna de la casă și au zis că le primesc luni. Așa că luni o să meargă, nu știu, ori Mihai și o să vedem exact dacă găsim cuțite. Știți că din vlogul trecut am căutat și n-am găsit. Deci, astea sunt la fel din vlogul trecut, napolitanele Roger, despre care vă vorbeam, însă astea așa clasic. Și da, miercuri am cumpărat în cutii și acum am mai cumpărat încă o cutie pentru că aia aproape s-a terminat. Eu nu am mâncat. Bine, am mâncat, dar numai vreo 2-3 atât. În rest, Mihai, deci când dă vina pe mine, să știți că nu e adevărat. Mi-am mai luat eu Cola Zero să am în casă, știți că mai beau uneori seara cu vin, niște pâini din asta uscată, rap din ăsta, pâine lipsit mai nou din anul din frigider, prosciutto, la fel, astea sunt numai la pachet, șuncă, piticel și mă luam Mihai 3 din astea, bine, mai mănânc și eu din când în când. Mi-am luat niște soia granulii, nu mă întrebați de ce, m-am gândit că poate pot să vreodată să gătesc. Sper să nu expiri și să le arunc, că de obicei așa fac. Dar uite că mă uitam acum pe ambalaj, chiar atât drăguț chifteluțele astea, poate o să fac niște chifteluțe din soia. Mi-am luat o salată de icre, că nu mai știu la cine am văzut o salată de icre și mi s-a făcut poftă. Și ideea este că ar trebui să-mi fac și pâini ca să am ce să mănânc salata asta, adică de-abia o silă din nu mai pot. Așa că o să văd dacă o să fac astăzi, dacă nu fac mâine pâine, văd eu când o să am chef. Am luat amandine. Da, eu parcă eram la un fel de dietă să slăbesc, deci nu pot. O să vă pun niște poze pe aici cu ce prăjituri a făcut mama astăzi. Deci am făcut amandine și încă un fel, nu mai știu exact cum se cheamă alea, violete sau nu știu cum o zisea, vine ceva cu roz. Oh, doamne, ce n-aș da să gust din ele. Dar mi-a făcut o poftă și am zis că nu, mi-au de la Lidl și eu amandine să mănânc, eu nu mai pot de poftă. Mă știți că eu sunt moartea poftei, n-am cum. Mi-au luat niște iaurt, niște lapte, niște roșii din astea, așa, n-am mai găsit alea la pahar și ele, adică erau, dar erau foarte mari și nu. Mi-au luat din astea și astea știu că sunt faine. Aici avem carne pentru aproape toată săptămâna. Am mai luat niște, la fel, conserve din astea de roșii pentru că intenționez să-mi fac și eu ceva de mâncare, dar încă nu știu ce să mai fac de mâncare. La oală mă refer la, de la Tefal. Dar nu știu, să fac tot o ciorbă, parcă n-aș mânca, să fac o tocăniță. Habar n-am, dar am luat ca să fie acolo. Și azi că am descoperit măslinile astea. Doamne, deci atât de mult îmi plac, în salată sunt ceva de vis. Deci dacă n-ați încercat să puneți dacă n-ați încercat să puneți măsline din astea în salată, doamne, deci mi se par extraordinar de faine. Plac la nebunie și m-a ajuns un borcan din ăsta fix o săptămână, că parcă așa, parcă weekend trecut am cumpărat și am terminat borcanul, deci e super, super fain. Și așa, am luat un săculeț de cartofi și pe toată treaba cred că am dat, mai știu, 150 de lei, 160 ceva pe acolo. Deci cam astea au fost toate cumpărăturile noastre, dar Lidl m-a apucat acum să le bagă frigider și cred că mă bag direct la un somn, că-s praf de oboseală, nu mai pot. Așa că o să ne vedem un piculeț mai târzior. Ce faci, mami? Meditezi? Ai acordul meu să mă filmezi? Da. Mi-l dau singură. Arăți ce șapcă ți-ai cumpărat. De ce? Poți să o arăți și tu, trebuie să o arăt eu. Păi normal că e a ta, de aia. Să o arăți tu. Stai așa să plimb becul că... Opa! Penelopa! Asta este șapca. Arată super, super fain. Scurată, mai să știi. Cam așa este. No, Mihai poartă numai cu cozoroc din ăsta așa, dar eu plăcut mult că merge la orice pereche de blugi. Are așa și mai închis și mai deschis. Și treaba pe care am mai cumpărat-o, stați așa să vă arăt. Ia uitați-o! Deci, îți niște chestii din silicon care se pun așa peste orice tip de încălțăminte. Ia uitați ce fain. Da. Da, sunt 25 de lei o costat. Stai ca să deschid. Da, am văzut acolo, era expus pe niște papuci.
și pe niște papuci, așa zicem noi, papuci la tot. În fine, era pus acolo pe niște încălțăminte de asta sport și arăta super fain și noi tot ne-a părea sugera, deci mai știu pe unde ai văzut, gen din astea, mă vedeți și pe mine acum și pe Mihai. Chinezismi, da, și tot arăta că îți iei și spui cu siguranță, deci cu siguranță ați văzut reclamele așa ceva pe Facebook, pe din astea, da. Și bine, aici scrie că e mărimea el, dar au zis băieții de acolo că sunt universale și am cumpărat și noi să fie acolo o pereche din astea. Da, mi s-a părut foarte, foarte tare, v-am zis, 25 de lei. Și acum haideți să vedeți ce bucătăresc eu. Ia uitați-mă! Mamă, ce bătaie dau! Așa, v-am zis că eu vreau să fac de mâncare, că nu știu ce să mai mănânc, ce să mai fac. Am scos când am ajuns o carne, o punguță din asta cu carne de vită, la deschisat din congelator, din pachetul pe care l-a trimis ai mei la Crăciun. Și mai am și aici, pentru că era prea mare și n-aveam cum să fac nici din toată tocărița, așa că din asta o să fac cu niște carne cu sos, așa. Un gen de ostropel, problema este că nu am usturoi, da, vă dorm, mă duc până la profesia niște usturoi, ori dacă nu o să fac așa gen cărniță cu sos roșu. Și aici o să fac o tocăniță de cartofi, am tăiat cu buleți așa niște carne. Ce mai vrei? Nu-mi dai seama de ce mă zgâriat. De ce te zgâriat? Uite, iar sunt zgâriat acum. Păi ce faci? Am dormit pernuțe și cred că dorm pe la fermoar? Unde e fermoar. Mihai, tot timpul e zgâriat pe față, dar băi, nu te zgâri, de unde ești tot timpul zgâriat pe față, adică serios. Da, și să continuăm. Avem în afară de Diana. Să continuăm. Dă-te că uite mie lumina, mami. Iar am... Păi, dacă ești cât ursul... Da, da. Așa, deci, avem aici cărniță. În asta am pus niște delicat din ala de legume de la Lidl. Amestec din ala de... M-am zis că vreau să iau și am cumpărat până la urmă. Nu te credem, aici am niște condiment, sare. Aici e jumătate de ceapă. Ce faci? Ia uite-ți. A? Ce faci acolo? E a doua săptămână, știți că el la două săptămâni via câte o bere. Așa, morcov l-am tăiat eu așa mai... Sper să ți-ai zis ceva cu Mihai, mă întrebi non-stop. Am cumpărat, dar... L-am tăiat eu, dar l-am făcut așa cu buleții mai mari, că vreau eu pur și simplu să fie așa ca o tocăniță, mai să simt fiecare legumă. Pe aici am tăiat-o mărunt. O să pun o conservă din asta de roșii, o să mărunțez puțin roșiile astea. Și aici, în oală, am pregătit deja, am tăiat, am spălat, am curățat cartofii, am pus aici și le amestecăm pe toate așa, pac, la epistic grămadă și o să revin direct cu rezultatul final. Nașpa, n-are ce să iasă, așa că, oricum, o să-mi iasă puțină și am vrut să fac puțin, pentru că Mihai a zis că doar gust și nu vreau să, după aia tot eu trebuie să le mănânc, știți, și mai ales că mai fac și carne cu sos. După ce o să gătească asta, după aia o să fac carnea, tot în oala asta. Am pus mâncărica, am mai pus și niște zahăr salvat din ăla de la mama, că am zis că merge numai bine. Și am pus 20 de minute pe gătire sub presiune la nivelul cel mai înalt, aici pe high. Și vreau să vă mai zic acum, dacă n-am făcut vlog două săptămâni, frate, zici că, faleu, nu știu cât i s-a întâmplat. Am cumpărat și noi faimosul Chifra, care personal mi se pare un mare fâs, cel puțin varianta asta. Am zis acum că o să merg la clipul ăla în care am vorbit de Chifra. Și știu că voi mi-ați zis că bine, cumpăr, dar vezi că numai varianta aia cu varianta aia, nu știu, ne-ați recomandat mai multe persoane câteva variante de Chifra. De exemplu, varianta asta, Fresh Caps, nu? Că așa se cheamă asta, practic, pe care am luat-o noi, nu, deci ar trebui să spun, cred că câte un sfert de bidon ca să simtă ceva extrem, extrem de puțin se simte. Și noi punem, știu că scrie pe ea 2 mililitri, dar nu avem o seringă, am uitat să cumpăr, și eu pur cu pipeta asta, asta e de la o chestie, la The Ordinary, și pun cam jumătate de pipetă din asta, nici nu mai știu cât. Oricum, îs, 2, sigur, dar nu, deci nu mi se pare că își merită bani, adică a dat că 33 de lei a costat chestia asta și pentru ceea ce face semana ăla, da, care e super fain. Da, așa este. Dar oricum o să mai dăm o șansă, v-am zis, vreau neapărat să mă uit la ce ați recomandat.
Păi mai trebuie să terminăm. Vreau mai întâi să mă uit la ce mi-ați recomandat voi, ce variante de chifra, pentru că sunt un milion de feluri, sunt foarte multe. Și după aia o să revin cu părerii finale, dar varianta asta, nu, deci miroase mult, mult prea discret ca să simt în haine, nu. Deci asta, nu. A, da, miroase bine în ăla. În ce? În uscător. În uscător miroase minunat, îți vine să-l mănânci. Da, înseamnă că îi parfumează uscătorul? Da, asta, nu știu cum îi spune, ce rămâne după uscător. Puful. Puful de la uscător. Miroase de zupinas. Ah, uitați voi ce e aici. Nu mai am desfăcut capacul. Am lăsat, deci 20 minute programul. Adică din ziua asta o să se mai ducă, că nu-i... o să se mai evapore acum când se răcește. Și am mai lăsat să depresurizeze singură. Și după aia am desfăcut-o. Și uitați un pic carnea. Cât de fain se face cu... Uite, pur și simplu o rupi cu... O rupi așa cu lingura de lemn. Vedeți? Cum se rupe. E super, super fain. Acum o să mai pun niște pătrunjel deasupra ca să fie toată treaba așa cum trebuie. Mihai ar necovini că mă iau de el, că n-am lumină. Păi da, uite, ce scuzești că suntem doi morți și reînviați așa. Bine ai venit pe lumea de dincolo. Germania! Asta e de la Bucarest Bike Traffic, el cu... Ba, noi de la... Nu, bine, la el am auzit-o și eu. Am auzit-o de mai de mult. Da. Doar că vine de la vacanța mare. În vechime 90, cine știe cum așa. Și eu știu vacanța mare, Doamne, cum știu vacanța mare. Da, dragilor, deci cu această lumină superbă... Ce-mi făceam vacanța mare, stăm 3 luni acasă. Cu această lumină superbă, ne vom lua la revedere. Deci nu am mai pus, pentru că mi-a ieșit o căniță mai mult decât preconizam eu, dar eu întotdeauna, deci eu nu știu să fac mâncare puțină. Niciodată în viața mea eu nu am știut să fac mâncare așa, 2-3 porții, nu, niciodată. Așa că am pus carnea la congelator, da, știu că nu e ok că am congelat-o din nou, dar ideea este că o să scot, n-am, că dacă făceam acum tot, Mihai nu mănâncă carne cu sos și din astea, tocăniții el mă o să guste, așa că nu avea sens să stric carnea, după aia să aruncă, nu, noi încercăm cât putem să nu aruncăm mâncare și 99% din cazuri reușim să nu aruncăm mâncare, așa că am pus-o în funcție. E o regulă de când ne-am cunoscut. Da. Care am impus-o la mine în casă și am zis că nu avem voie să aruncăm mâncare. Trebuie să cumperi cât mănânci și să faci cât mănânci. Da, bine, eu în general ce mai arunc fructe, mai, adică la mie nu prea mi ies eu, mai Mihai nu, chiar e cel mănânc absolut tot. Dar mie mai scapă. De asta încerc întotdeauna să nu fac mâncare prea mult când știu că el nu mănâncă și trebuie să mănânc doar eu, pentru că eu mă cunosc pe mine, eu mănânc o dată, două ori. Și eu cunosc pe mine. Și după aia nu mai întreb, stă câte o săptămână în frigider până la urmă arunc. Că așa... Și atunci începe veșnica discuție. Păi, dar ce am discutat noi? Dar? Dar de ce iarăși arunci mâncare? Dar te rog frumos, ai grijă. Da. Și întotdeauna același. Ai grijă, te rog, data viitoare, data viitoare. Ai grijă, te rog, data viitoare, data viitoare. No, bine, oricum, îți și atent la chestiile astea. Da. Și am băgat carnea la congelator, dar o să scot. Deci cum am terminat tocănița, o să scot și o să fac pe aia direct, exact cum am zis, așa, cu sos roșu. Până atunci cu păr și usturoi, numai bine, eu fac o stropel, că de fapt cam asta era ideea, mamă, deci mi-mi place o stropelul și ciula mama îmi place, faileu, de mor. Da, deci asta este cu vlogul de astăzi. Cred că n-am uitat nimic, v-am arătat ce am luat de la mall. A, și-o comandat Mihai Adidas-i pe aplicație, cât ai dat? 382 de lei. 82 de lei, că așa. Nu vreau să-i mai dea bulangia aia încă 5%, că am pus newsletter-ul. El vrea să-i dea și 15% comandă pe aplicație și unii mai vrei, vezi tu vreodată să-ți dea două coduri de reducere odată. Niciodată. Pe cum am primit deja două, că erau reduși la 449 și păi mai pus da, 15%. Da, dar practic un singur cod. Și mai vreau încă 5%. În fine, da, deci o dată așa cu 15%, așteptăm să ajungă. Eu n-am vrut, m-a insistat cineva și de lângă mine. Sunt prea fain, chiar scrieți-mi și voi în comentarii, cum vi se par Adidas și Adidas la fila, dacă nu sunt șmecheri. Bă, deci mie mi se par extraordinar și mai ales cum vreau un picior. Bine, nu pot să zic că nu e modelul pe care l-am dorit când eram copil. Era atunci la modă, în 90, aveai perechi din aia, erai... Da, na, erau... Boss. Astea, că ei acum au readus în atenție modelele alea... care i-au consacrat și alea clasice, sunt foarte, foarte faine.
Dar, na, mie mi-a plăcut super mult bine și detaliile, avea un albastru așa cu sclipici, avea sky la spate, avea, deci avea foarte multe detalii, asta mi-a plăcut super, super mult. Dar o să vi arătăm noi mai în detaliu, ca așa în magazin acolo era și cu lumina aia de magazin, să vi arătăm la lumină naturală, când o să ajung, că săptămâna viitoare vedem în ce zi poate mai filmăm un vlog, dacă nu weekendul viitor când o să filmăm. La lumină de neon, parcă și... ești ruină. O să fugi, poți Mihai și cu paraziții lui, nu? Nu! No. Nu! Nu-s paraziții no. ăștia? Dar cine? Paraziții, nu-s paraziții. Și cu nu-i paraziții? Chelul cu Uzi și cu care sau cine intru? Vai, dacă te aude vreunul că e Chelul cu Uzi, Dumnezeu, nu se la bătaie. Hă? Păi Uzi din Biugi Mafia, ce treabă are săracul? Ah, e freaca, dar disc cu eu din Biugi Mafia știu pe Grasul. Păi Grasul cu Uzi și cu Cadillac. Da, așa. Da, deci sunt praf. Eu cu paraziții nu genul. Eu mă înțeleg cu paraziții. Că doar trăiesc cu ei, adică suntem plini de paraziții, adică îți ce vreau. Da, bine, dragilor, deci cam aici o să încheiem vlogul. Sper că am atins toate punctele ce am zis dimineață, că nici nu mai știu ce am mai vorbit și ce am mai făcut. Așa că, până data viitoare, v-am pupat, vă mulțumim de vizionare. Dă-i like. Lasă asta. We can find, dragilor. Bine. Ciao. Aveți grijă de voi. Ciao.